ordine de zi o aveți în mapele, pentru că trebuie să vă rog la mixul, mă expune în mapele că la mixul, dacă sunt probleme cu ordinea de zi. Cu ce instrumentare, da? E cu ce instrumentare. Nu sunt diverse. Ok? Nu sunt diverse. Nu sunt diverse. Sau din... A. Sau din... A. Un punct diverse, da? Dacă mai sunt discuții cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Prezența este de 100%. 20% din consumă, de cei 20% vor trece. Înainte de trecerea la ordinea de zi, la primul punct, supun spre aprobări dacă sunt discuții cu privire la procesul verbal al ședinței din 22 iunie, ședință ordinară. Dacă sunt discuții, nu sunt supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trece la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuărilor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul este favorabil. Avizul Comisiei Cultură. Avizul Comisiei Juridice. Avizul este favorabil. Discuții, dacă să fie. Două scurte. Dacă s-au stabilit deja participanții din străinătate, termenul era 15 august. În ce limbi de circulație internațională va fi tipărit volumul? Și ce înțelegeți prin Europa post-belică, vă rog, dacă se poate? Dar vreau să spun că e niște lucruri. Deci este un proiect al Centrului de Cultură Arte Seculare din Piatra Neamț, în subordinea Consiliului Județean Neamț. În baza aprobării acestui parteneriat urmează și Consiliul Județean să aloce diferența de bani. Proiectul aparține în totalitate Centrului de Cultură Seculară, Carmen Seculare. De aceea, pentru detalii organizatorice, am să vă rog să vă adresați. Da? Bun. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 2, proiect, punctul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat. A listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roma, pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu expunerea de motive suplimentare primită de toate. Avizul Comisiei Comisie Juridice. Avizul este favorabil. Este. A, nu aveți niciun amendament, da? Nu, nu, este expunere. Supun spre discuții, dacă sunt. Nu sunt discuții, am sunt... Am doar o, nu particip la vot. Nu particip la vot. Atunci, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, cu o abținere, sunt de participare la vot, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului folosiți a unui credit pentru exerciț Indigo SRD în scopul realizării din fondul public al instituției a investiției amenajate acces prin intersecție în senatorul Sfântul Mihai Viteazu și pilon publicitar pentru obiectivul Reitil Par Roman. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, nu sunt discuții, supun spre aprobare cine este pentru, împotrivă, abțineri, în unanimitate, proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea complexului sportiv sau la sporturilor. Avizul Comisiei Administrație. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Pentru modificare. Da. Nu pot fi cu oră. Da. Dacă sunt discuții. Pentru aprobare. Nu sunt discuții, atunci sunt fost spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Aici, la punctele suplimentare, punctul 5, pe urmă, din proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și abitaturilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, proiect integrat de construcție și dotarea acoroporului. Și a sării de sport, școala Costache Negri, pentru învățământul general, obligatoriu și reabilitare și modernizarea drumurilor publici în centru pentru Vrareș din municipiul Roma. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Am în vedere că proiectele au ajuns foarte târziu, știți, la 11:04 minute. Dar și-o dat pe domnul primar să citim împreună articolul 5 și să vedem cam până la ce plafon ne-a dat noi voie ca autoritatea locală să mergem. Articolul 5 din toate cele 4 proiecte. Da, să nu mai... Dacă există un plafon maxim, credeu din sau... Păi da, este cel din toate proiectele cu finanțare europeană care privesc autoritățile publice locale. 2%. Nu, deci în afară. Vă rugăm să citim. Articolul 5. Deci vă referiți la celălalt cheltuiel neeligibil. Nu știu, înainte să fie la eligibil, acum văd că suntem conexe. Celelalte conexe se referă la cele de sistematizare verticală, de alimentare cu energie electrică, cu apă și cu la ce adică să punem un plafon. Nu-l pot spune pentru că în momentul de față discutăm doar de un studiu de fezabilitate. Celelalte cheltuieli le vom aproba în momentul în care vom avea proiectele tehnice de execuție. Deci fără proiect tehnic nu discutăm. E vorba de un studiu de fezabilitate. Faceți diferență între studiul de fezabilitate, care este un document preliminar obligatoriu obținerii finanțării, și abia ulterior obținerea finanțării se face licitație publică pentru contractarea proiectării. Acea proiectare merge la verificat la ATR Nord-Est și după aceea se scoate la licitație proiect. Abia în acel moment vom ști care sunt sumele. Oricum, toate sumele care se vor aloca vor trece prin Consiliul Local pentru că trebuie să aibă votul Consiliului Local. Da? Corect. Nu mai sunt alte intervenții. Nu mai sunt, atunci supun spre vomare. Cine este pentru? Împotrivă? Doamne ajută! Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 6 sau suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, reabilitare și modernizare a clădirilor administrat social cu populația cartierul urban dezvoltat în zona fabricei. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Este discuții, dacă sunt. Nu sunt discuții. Haideți să fim. Sunt discuții propus la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7 sau suplimentar 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și cheltuielilor vor fi efectuate în cadrul proiectului de reabilitare, modernizare și dotarea centrului multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces în municipiul Roma. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt discuți, supun spre aprobare cine este pentru. Împotrivă, abținem, în unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și ultimul punct, punctul 8 sau suplimentar 4, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a școlii cadrul 3, consiliul și dotare sau sport, pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumului public din cartierul Nicolae Băncescu din municipiul Roma. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții, sunt pus spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Ziua a fost epuizată, domnul primar, dacă... Punctul divers. La punctul divers. Punctul divers, scuzați, domnul. Așa. Deci, de la data de 1 iunie s-a majorat punctul de pensie. În timp pentru care aș propune să crește și noi plafonul în ceea ce privește acordarea subvențiilor pentru transportul în comun, în român, cu 10% cel puțin pentru personal. Să nu există persoane care să spună că și ne-am ajutat cu 85. Eu v-aș face altă propunere. În momentul în care construim bugetul pentru anul viitor, să luăm în calcul aceste majorări, atât la tichetele sociale, cât și la transportul public local, acum bugetul fiind deja construit, să-l lăsăm să meargă. Pentru că acea situație se va întâmpla, să știți, nu vor majora nici la subvențiile care se vor aloca pentru încălzire, pe energie termică, energie electrică și așa mai departe. Da? Deci toate acelea și la nivel guvernamental, nu vreau, am înțeles-o. Eu mai vreau să vă cer să avem un puțină răbdare, să vedem să vină și la nivelul subvențiilor, dacă se vor face modificări și dacă vor face modificări la nivelul subvențiilor, să facem și noi. Noi deocamdată încercăm să ne păstrăm la nivelul acela propus de guvern pentru subvenții. Știu, tocmai de aceea zic că aș vrea să păstrăm o similitudine cu guvernul. Corect. Da? Corect. Încă domnul primar a mai fost întrebat de către presă despre posibilitatea creierii unui capitol special a unui fond de solidaritate pentru mașcanii care suferă de cancer, ce nu poate fi tratat în România. N-am înțeles, deci presa v-a întrebat pe dumneavoastră să... Nu, ați mai fost dumneavoastră întrebat. S-a spus că nu ar exista posibilitatea să fie din păi, în momentul de față pot să vă spun că bugetul local nu mai permite nicio astfel de cheltuială. Pe viitor putem discuta, însă vreau să fim foarte atenți și foarte pragmatici în gândire. Sigur că putem crea un astfel de fond, însă sumele pe care le vom putea aloca vor fi foarte mici, pentru că resursele sunt destul de limitate. În același timp, vor fi unii oameni nedreptățiți, unii vor primi, alții nu. Mai mult decât atât, există autorități ale statului care se ocupă cu aceste activități, Casa de Asigurări de Sănătate, care are și relațiile contractuale cu cei care lucrează în străinătate și ar fi de preferat ca toate aceste acțiuni să se facă prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate. Sigur că fiecare dintre noi, din puținul pe care îl avem sau prin implicarea noastră, putem să le dăm o mână celor aflați în situație de suferință. Sunt de acord, dar suma limitată ce înseamnă? Și hai să vedem. Bun, și câte cazuri putem ajuta? Consiliul Local, acel fond de solidaritate, însă acela, va trebui să vedem în decursul timpului. Am ajutat situații deosebite sau actori izolate, nu putem... Care spune de câte persoane cum putea ajuta. Ok, e la fel de mic, dăm 1.000 de lei. Dăm 1.000 de lei, cei care au nevoie până 80.000. Eu zic să faceți dumneavoastră un regulament pentru ca să vedem și să vedem ca ce ar însemna și ca și ce ar însemna. Și ce funcție de asta pe bugetul anului viitor îl putem discuta. Pentru că putem ajuta și alte la afecțiuni. Deci dacă o boli incurabile și de asta sumele care sunt la dispoziția Consiliului Local din care noi alocăm și cazul noi și persoane fizice și juridice care poate să ne... Pentru noi în ce să facem? Noi vorbim de ceea ce poate Consiliul Local și bugetul local susține conform legii. Aș avea și o rugăminte. Știu că domnul primar a intervenit pentru reabilitarea trecerii din nivel la ieșire spre Suceava. Poate dumneavoastră aveți un canal mai bine spre Ministerul Transporturilor. Atât trecerea nivelul la ieșire spre Suceava, cât și cea de la cordon, se socorește motorul. Poate facem ceva. La cordon a rezolvat. La cum facem noi. Dar la ieșire spre Suceava e arată. La trecerea de pietoni la școala 1 spre Bulean Dragoșul, ce să se nu, eu vorbeam de trecerea din pietoni care a rezolvat. Vă mulțumesc. Poate faceți ceva în sensul ăsta. Și am început o mică pe primăverii,
primul marcaj acolo, atenție copii sau... Deci acolo vom interveni începând... Da, asta putem pune un atenție copii acolo. În primăvara anului viitor vom interveni cu trotuare toată strada primului. Și vom amenaja așa ce zonă. Marcajul stradal. Nu marcaj stradal, vom pune un panou indicator. Mulțumesc. Deci, mai e ceva? Atunci, acum Așa cum știți și dumneavoastră și cu votul dumneavoastră, s-a propus crearea unui regulament pentru premierea copiilor care au cele mai bune rezultate la evaluarea națională și la bacalaureat. În urma solicitărilor făcute către unitățile de învățământ, ne-au fost indicate persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulamentul nostru, criteriul de bază fiind acel al domiciliului, să fie cu domiciliul în municipiul Roma, și ulterior să aibă mediile cele mai mari. În ceea ce privește evaluarea națională, vreau să vă informez că cei 5 copii cu mediile cele mai mari sunt Iarin Cristian Băgăoanu și ar vrea să... Pe locul 2, Diana Elena Manolache, de fapt, tot media 10. Urmează George Husaru Nechita. Mai departe, Darius Vierca. Și cel de-al cincilea elev cu media cea mai mare la evaluarea națională, Victor Gabriel Vigoraș. În ceea ce privește elevii cu domiciliul roman cu rezultatele deosebite la bacalaureat în anul 2018, aceștia sunt Laura Elena Cosma. Cel de-al doilea elev premiat la examenul de bacalaureat este Andrei David. Cel de-al treilea elev premiat este domnișoara Otilia Vasilica Calva. Cel de-al patrulea elev este domnul domnișoară Ioana Diana Plai. Cel de-al cincilea elev cu domiciliul roman, cu media cea mai mare la bacalaureat, Sergiu Victor Tălmăcel. Mulțumesc.
De asemenea, mai avem... De asemenea, mai avem o categorie de premianți astăzi. Este vorba de cei care s-au înscris în grupul Roman Relax, cei care ne-au dat poate și idei de vacanță, unora dintre noi. Pentru cei care au fost. Pentru cei care nu au idei de vacanță pentru vacanțele viitoare. Și ne bucură faptul că din ce în ce mai mulți romașcani își împărtășesc experiențele alături de noi, alături de comunitatea locală, alături de administrația publică locală. Vom încuraja și mai departe astfel de acțiuni comune în acest grup. Și vom face un obicei din acesta de a premia în cadrul festiv pe cei care au curajul până la urmă să-și împărtășească alături de noi aceste experiențe personale. Așteptăm dacă colegii mei sunt pregătiți. Da? Ok. Lista. Dați-mi măcar banii care îi spuneți. Guvernul vine și promite, dar nu poți. Până nu ia inima. Legea bugetului. Știu, dar dacă a văzut că tu nu ascultat legea bugetului și ai mărit cu toți. Da. Mai era. Așa. Dacă mă ia. La fel și la Focșan. Ea mi-a văzut pe primarul la Focșan. Da. Și el e la fel să mă mărit ca fiind. Da, el a mărit. Dar voi a zis că PSD-ul nu a mărit din loc taxe. A mai mărit. Da, particip. Deci, câștigătorii în cadrul concursului Roman Relax, doamna Cazacu Anca. Mare gore, s-a tras ca la topul ăla. Cel de-al doilea este Alexandru Duminică. Pe locul 3, doamna Nicoleta Rusu. Tireni? Învățăm vreme, da? Mai bine o dată să mai facem drum în poate, în jubiți ce mă revin loc, da? Da. Poți fi civil, da? Pe locul 4 s-a spus doamna Angelica Tăbăcaru. La fiind, vă aștept la un bebin, doamne. Da. Și cea de-a cincea este doamna Carmen Plurtiță. Doamna. Hai să dăm și telefonul înapoi, că mai nu suntem ca ceva. Dacă am la PSG,
Vă mulțumesc pentru prezența la ședințe. În mod normal, dacă nu apare nimic deosebit până la sfârșitul lunii, nu ar trebui să mai avem nicio ședință. Așteptăm de asemenea un proiect comun cu Consiliul Județean, dar în primul rând e nevoie de o hotărâre cu Consiliul Județean și, având în vedere un termen destul de strâns, e posibil undeva la începutul lunii septembrie să mai facem o ședință extraordinară sau de îndată, în funcție de... Nu pot, pentru că trebuie prima dată să facă ei hotărârea de Consiliul Județean. Da, da. Trebuie să facă ei și abia ulterior. Da. Bine, vă doresc o zi bună.